Știi că Dinamo arată bine după astea două etape, chiar dacă nu a câștigat, mi se pare că e o schimbare. E o schimbare, sunt mai bine pregătiți, am impresia că vor arăta mult mai bine și cred că vor arăta mult mai bine în mini returul ăsta sau ce se va juca acum. Cert e că se încearcă, am văzut că s-au făcut eforturi mari, s-au adus jucători pe sume mari, nu putem spune exact ce s-a întâmplat înainte cu Ovidiu Burcă și cum a încercat el să facă o echipă cu neajunsuri. Cert este că arată bine. Arată mai bine decât ce a arătat anul trecut. Cred că se vor bate. Cred că vor fi acolo la bătaie mare cu Botoșani și, nu știu, probabil Iași sau, nu știu, vedem. Încă se mai joacă, încă mai sunt multe meciuri. Da, trebuie să găsească pe cineva pe care să o bage, să o ia măcar pentru un baraj. Da, 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 cred da, da. că vor să prindă locul ăla de baraj și asta e Pe cine ar obiectivul putea lor. să bage sub ei? Sunt echipe. Totul până la urmă se va juca în acel play-out, dar dacă ai neșansă, poți să joci bine. Dacă ai neșansă și pierzi și pe un play-out două meciuri, două, trei meciuri la rând, Sau dacă e câștigi trei meciuri pericol. la rând, te Dacă poți câștigi, da. Da, cineva îmi spunea foarte bine în emisiunile trecute aici la ProSport Live că e foarte delicat pentru o echipă precum Dinamo care încearcă să se salveze pentru că ajungând cu un număr mult mai mic de puncte decât Ești adversarele în obligat să play-out, câștigi. ești obligat și acele echipe pot să facă, își permit și jocul la Exact. egal, antijocul, tu trebuie să creezi, să te desfaci, să te expui în apărare și atunci iarăși este foarte dificil, e foarte riscant. Au plecat cu un minus de puncte multe în lupta asta, dar e foarte. Am mai văzut cazuri, cum a fost Chiajna acum mulți ani cu Regencamp, au mai fost cazuri de echipe care s-au salvat cu etape înainte și au avut un campionat foarte bun. Dar să vedem, să vedem. Sunt așa multe necunoscute încât chiar nu știi ce se va întâmpla de la o săptămână la cealaltă. Cosi, în zile, niște băieți care ți-au plăcut cel mai mult în acest an, 2023, la Naționala U20, să ne uităm mai cu atenție la ei. Da, nu vreau să dau așa niște nume ca să nu deranjez pe alții, dar sunt jucători interesanți. Chiar dacă nu au fost convocați de către Avansez eu Under-21, niște nume. Doru Andrei, de exemplu, care e la voluntari. da, sunt mai mulți. Pe lângă Doru sunt mai mulți, dar nu vreau să... Musi a fost la tine, Sincer, nu? da. Jucători care n-au jucat nici la cluburi de la început, dar practic am fost cumva obligat să-i selecționez pentru că sunt puțini cei selecționabili. Dar care au demonstrat că se pot bate cu echipele astea mari, cu jucători crescuți în Italia, în Germania, în Anglia. Au făcut față și au dorit foarte mult și de-aia am zis că Hai să pot te cert face acum. De ce față nu unor îi iei la meciuri cu Naționala ta pe presiune. băiatul lui Vasile Șima, că doar ți-a fost patron la Sportul Studențesc? Lui trebuie să ia Under-19, unde aparține el, unde trebuie să Da, joace acolo și apoi. se mai poate sări vârsta. Da. Dacă e un jucător foarte bun. Am înțeles că se mișcă bine în Italia. Probabil că Glumesc. se mișcă bine, dar dacă va fi și va veni vreodată rândul și va juca bine, nu cred că se împotrivește nimeni, nici la Under-19, nici la Under-20, nici la Under-21. Probabil că va Glumesc, ajunge dacă e sigur. valoros.